Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Cătălin, bine ai venit, trebuie să fii atât de mine. Mă bucur bună, să Gina. Te revăd. Arăți foarte bine. Mulțumesc. Uite-l mă pe Petrescu. Arăți foarte bine. Mulțumesc. Felicitări. Pregătit să mănânc mult de aia. Nu știu dacă mult, dar cu siguranță vei mânca bine. Văd, și arată mișto. Wow. Nu știu cu ce să încep. A fost artă. Ia să vedem. S-a referit la artă, culori. Da. Și bineînțeles, artă în farfurie. Proba e foarte mișto, destul de grea. Spun din punctul meu de vedere ca bucătar. Eu evit întotdeauna să gătesc cu roșu. Nu te atrage foarte tare, nu știu. E un lucru greu. Proba a fost destul de grea. Ordinea să știi că o stabilești tu. O stabilesc, știi de ce? Pentru că o să vreau să iau desertul la final. Doamnește. Bun, hai să vedem. Începem. Vreau să gust un pic din sos, da? O să ieși și lingură cu supa cremă. Dubios că mănâncă ciorba cu furculița. Asta ai văzut, nu? Că mânca supa cremă, am mâncat-o cu furculița. Gusta cu furculița, asta mi se pare dubios. N-am mai văzut pe cineva să mănânce supa atât cu furculița și cuțitul. Dacă poate să ia cu furculița, îți dai seama că s-a întărit dacă ia cu furculița. S-a întărit un pic, mă. Bun. Păi e cam groasă și merge. S-a mai îngroșat un pic acolo, vișișa. S-a înțepenit un pic. Ca să vedeți, dragi telespectatori, colegii mei, cât de drăgăstoși sunt. N-am văzut, n-am auzit. Ce aici căzut? Băi, lasă-mă, băi, păi, dar mai e Doamne ferește! Doamne, deci, vedeți? Ăștia mă bat! Au sărit amândoi pe mine. Bun. Bun, am. Senzațional, un gust intens, crevetele gătit foarte bine, o aromă foarte, foarte puternică și care se combina bine cu toate celelalte ingrediente. Culorile sunt pe acolo. Trecem la farfurie, la a doua farfurie. Ia. A doua farfurie, o explozie de culori. Carnea e o calitate, are o calitate foarte, foarte bună, gătită perfect. Normal. Am să tai o bucățică și am să iau cu toate piureurile de aici. Am gustat, bineînțeles, gătită cum trebuie, temperatura ideală. Am uitat să pun și morcovii, mă. Bă, ce e, mă, cu mine, mă? Am uitat să pună cartofi, am uitat să pună morcovii. Dar n-am mai pus nimica. Și ce, Doamne iartă, m-am făcut, frate. A, uitați, da. Morcovul și cartofi, unde sunt? Gina, te rog, frumos, spune să-și imagineze cum e să mănânce cartofi și morcovi, că le-am uitat ăsta să ne pună. Deci nu pot să cred, n-am pus nici cartofi și nici morcovi. Și am gătit, am stat cu ei, adică am... Nu te grebe să știi. De ce n-am pus morcovi, bă? Frate, deci nu pot să cred. Nu, jur, nu vine să cred nici acum, nu revin. Băi, n-am pus nici morcovi, nici cartofi, ce am azi? Deci nu mi s-a întâmplat niciodată să gătesc lucrurile, să nu mi le pun în farfurie. Nu, au fost și foarte multe. Ai fost cu ochii la brioșa mea, ăsta la cupcake-ul meu. Ce ai pățit cu ești? Îți dai seama când a văzut el atâta zahăr acolo. Nu bine, nu bine să cred. Hai că una să uiți, dar și morcovi. Nu e ok. Adică cred că am dat-o de gar maxim astăzi cu treaba asta. E, pentru mine, el nu o să știe că trebuia să fie acolo și cartofi și morcovi. Na. Bun. Bun, și carnea gătită bine. O farfurie foarte mișto, foarte, foarte bună. Mergem mai departe. Să-l taie, să-l taie, da? Cupcake-ul să-l taie. Cupcake-ul se taie. Să se uite și în interior. Să vedem cum e la mijloc. Așa, așa, da. Sincer, nu mă așteptam la un desert, la treia farfurie. De-aia am și lăsat-o ultima. Foarte mișto e făcut. Mamă, ce mișto. Și cu ia surpriză. Aia e clar. La fel, colorată senzațional, foarte mișto făcut și crema de deasupra, textura cupcake-ului. Băi, când a tăiat în cupcake și când a văzut... Wow! Și a zis wow și a mâncat, wow, și ce, ce bun e! A aplaudat urechile din cupcake-ul Monte și a început să facă, uite așa... Ești, nu vă să cred cum ia Monte cu un cupcake, frățică! Am avut culoare, gust... La toate sau doar la ultima, ia? Și artă, sigur. De obicei, cupcake-ul e un desert banal, dar mi se pare că l-a dus la un nivel la care sare de basic a unui desert banal. Mi se pare că a ieșit un desert senzațional, cu atâta l-a făcut și în timp de o oră. Morcoviorul și cartoful... Și am așteptat să-l și gătesc, măcar de nu le făceam. Așa, Florin era cu capul mâini, grasul a plecat. Măi, am terorizat, mă! Cupcake, cupcake! Nu mai știu ce le făceam. Cupcake, cupcake, cupcake! Am, mă, șanse să o iau? Ai pus morcov și cartofi? Bă, dar ce le-ai uitat, mă, toate? Ce-i cu tine? Ce dracu, bă? Cum să uiți, mă, așa ceva? Cu ce supărat era! Doamne ferește, Doamne! Și eu mai uit să pun chestii și n-am plâns nimeni!
Băi, e șocant. Pentru mine e șocant, efectiv. Doamne ferească sfânt. Dar de ce l-am muncit? Că am ocupat și un loc degeaba. Cine, cine știe unde, unde oare, unde oare, oare ești? Cupcake, cupcake, cupcake. Băi, și nici n-ai cum să te plângi. Asta e ce n-ai să n-ai cum. Zola-i de ce? Hai că a fost fane tare, nu? Da, doamne, ăștia, las-o eu. Parcă văd că nu gătă bine să vezi cum mânca de fața direct. Bă, golanilor, bă, dar ce-i zâmbit, băi, cătă, bă. Ce-ai zâmbit, mă, halul ăsta, mă? Bă, dar ce bine păi te ții, băi. Băi, cătă, băi, mulțumesc foarte mult. De ce? A, mi-ai dat o masă frumoasă. Da? Bă, nu eram atunci, îmi pare rău. Nu-i panică, frumos. Cătălin, dar ai adus sushi? Bă, nu, dar vă trimit. A, mă, că vă trimit. Auzi, da, mă, termin. Ți-a plăcut arta în farfurie? Da. Și culori și mișto. De ani de zile le spun telespectatorilor că am doi artiști lângă mine. Am doi artiști lângă mine. Bă, eu zic că e artă. Și eu zic la fel. Eu zic că, bă, eu zic că nu e. A, mă, ce n-ai. Iartă, dar depinde la ce nivel, când trebuie să ajungi la un nivel să dai în artă. Și când... El a depășit sună, de mult. Când sună clopoțelul de nivel. Obții o reacție de la cel care comandă farfuria. Mai multe reacții, atunci, mai multe. Sau mai multe reacții, atunci iartă. Da. Bine, la el cu munca se obține reacții adverse. Atunci. Ne-a ghicit în farfurie? Bă, de data asta n-am fost așa. Ia zi, cine a făcut prima supă? Prima farfurie, cea cu supă. Supă am zis că tu. Bun. A da? Doua? A doua farfurie, cea cu... A doua Sorin, bun. Carnea. Bun. Și a treia... Și Florin, cupcake-ul. Și cine a câștigat? Bă, nu. Stai un pic, avem o problemă, n-am nimerit, nu? N-ai nimerit. O rezolvăm după aia, dar da, să nu contează cine a câștigat, că oricum Amuleta. Aici farfuria trebuie să... Dau un indici. Ia zi. Unul dintre noi a uitat să pună în farfurie morcovul și cartof. Și l-am și muncit. Aș de gură că ai zis unul dintre noi. Da, dar oricum a decis deja. A decis, da, a decis. A decis, a decis. Iar amuleta merge către... Merge către... Cupcake-ul din... Cupcake-ul câștigă, eram... Nu faci asta, nu! Unicornul nene ți-a făcut treaba. Cupcake, cupcake, nu mai știu să țin astăzi. Cupcake, cupcake, cupcake. Dar am zis așa, bă, creveți am mâncat. Știi cum sunt. Păi asta am zis, carnea eu o mănânc mereu, că mă ocup. Bă, nu e panică, nu e panică. S-a văzut, ai fost exact ca un copil de la care nu știe să mintă. Ai treabă, creionul? Știi el cu care la spate? Cred că aici m-am dat un pic de gol ca un copil când vede bomboane. Și când am văzut desertul, mi s-a resetat tot ce am jurizat până atunci, chiar dacă era ultima farfurie și mi s-a părut un desert perfect. Eu nebunesc când vă dulci. Hai în spate, hai, hai de câtă, vino cu aici. Da, mă, amuleta aia mea. Nu e a mea, a lui. Cupcake, cupcake, cupcake. Bun, te-a câștigat, felicitări, bun, o meritai. A fost bun, într-adevăr. Da. De ce să nu îi dăm lui Bontea cele trei culori, care de fapt sunt două și o să ni le impună nouă să nu le facem? Mai e treabă cu noi azi. Da, 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 cât vreți. Mai vrem să te rugăm, să te invităm, da, să mai stai cu noi doi, trei concurenți. Stau. Să jurizezi și tu, să vezi cum e. Haide, hai să vedem. Da? L-am rugat să stea cu noi. Să vadă și el cum este, s-a bucurat tare. Îi oferim această oportunitate să treacă prin ce trecem noi la jurizări, să guste tot felul de mâncăruri care mai de care mai ciudate, poate are noroc și prinde ceva bun. Acum e peste faptul că vin și jurizez, îi jurizez pe ei pentru amulete, mi s-a părut acum o experiență mult mai tare și mult mai șmecher asta cu jurizatul concurenților. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.